V-am zis că pe parcursul task-ului s-au introdus diverse chestii care să dea un grad de dificultate mai mare task-ului, așa că la un moment dat, după câteva ore, s-au stins becurile, concurenții au rămas complet pe întuneric, dar complet beznă totală. Ba mai mult de atât, la un moment dat li s-a dat în boxe tot felul de zgomote, de sunete ciudate, lucruri care să-i înspăimânte. Iar după cele 6 ore, când aveau voie să meargă la toaletă, au fost întrebați în boxe cine are curajul să iasă și să meargă la toaletă. În moment în care Cătălina, deși își dorea foarte mult să meargă de ceva vreme, spunea că are nevoie la toaletă, efectiv era atât de speriată că a zis că acum nici nu mai vrea să iasă oricum și dacă nu se descalifică, ea tot nu mai vrea să meargă la toaletă. Vlad o tot încuraja, dar ceilalți concurenți încercau să o sperie și mai mult, așa că la un moment dat a cedat și a izbucnit efectiv în plâns. Era foarte supărată, frustrată și efectiv speriată. Vlad a fost atât de agitat și de supărat din cauza celor ce se întâmplau, încât la un moment dat a și vorbit foarte urât la adresa celorlalți. A și folosit o expresie destul de urâtă pe care nici măcar nu o pot reproduce aici. Mă rog, deja tensiunea era la cote maxime, Mihai vroia să iasă din cameră, Hatice nu l-a lăsat pentru că zicea că poate se descalifică, nu știu până la urmă care a ieșit și care nu. Camerele s-au mutat pe dormitoarele mamelor și așa au rămas pentru ore în șir. Oricum, tensiunea era foarte mare între concurenți, nu știu care cât a mai rezistat după aceste momente.